Până la urmă vorbim despre turism, vorbim despre cea de scaun Suceavei, tot dorim să aducem vizitatori din alte părți, ei vin să vadă cetatea, dar pot, într-adevăr, să vadă și priveliștea orașului. Într-adevăr, sunt și alte lucruri de făcut, dar trebuie să le prioritizăm și trebuie să investim și în turism, în așa fel încât sucevenii se vină. Vă readuc aminte de parcul la Tătăraș, cât a fost dehulit și cum e plin în fiecare vară. Acum când se lucrează la malul râului Suceava pe fonduri europene, iarăși, de ce ne trebuie nou proiect pe malul râului Suceava în condiții în care fondurile europene erau exact pentru acest lucru destinate, nu se puteau lua pentru altceva bani și dacă nu se făcea, lumea spunea că ne trebuie un centru de agrement. De aceea, haideți să votăm, haideți să instalăm această roată panoramică și așa cum a spus domnul primar Lungu, să fim alături, să preluăm parcul și poate să facem acel funicular și, într-adevăr, cei care vin în oraș să aibă și unde să meargă printr-o varietate, de la biserici, mănăstiri în județ, cetate, de ce nu și cluburi și așa mai departe, pentru că orice turist adus în municipiul Suceava este un plus. Vă mulțumesc. Dacă nu mai sunt discuții, vot, vă rog. 15-8. Proiectul a fost aprobat. Mulțumim. Eu vă mulțumesc frumos, nu supăra pe nimeni. Cabina, roata panoramică are 26 de gondole. Deci toți consilierii locali, când noi inaugurăm, o să mergem prima tură cu ea. Mulțumesc.